Sărbătoarea municipiului Reghine 2015 a fost onorată cu prezența de unii dintre cei mai renumiți și îndrăgiți artiști pop ai momentului din România. În toate cele trei serii de petrecere, atmosfera a fost întreținută de nume sonore, care au adunat în fața scenei amplasată în piața Petru Maior mii de fani dornici să îi vadă și revadă, să se simtă bine alături de ei. Vineri a venit la Reghine WhatsApp, care împreună cu dansatorii lui a făcut un show incendiar de neuitat. Incendiar? Cred că aproape am luat foc. Da, toți, da. Cât suntem? 5? Că număram, suntem 5. Da, toată lumea s-a simțit foarte bine, și noi și ei, și ne bucurăm din tot sufletul că doamna Maria ne-a invitat aici. Seara de sâmbătă a avut pe lângă muzică mult dans, costumații și culoare. Toate acestea datorită spectacolelor unice în România, susținute de artista Andreea Bălan. Aceasta nu a fost pentru prima dată în orașul nostru și s-a simțit foarte bine alături de publicul reghinean, ca de fiecare dată. Prestația artistei a fost una care a impresionat datorită numărului de dansatori și de costume. Foarte bine m-am simțit, mi-era dor de publicul de aici, am mai cântat aici mulți ani, dar n-am mai fost, cred că, de 2 ani și... M-am simțit foarte bine, am avut un super show de o oră, am schimbat 10 rânduri de haine, am venit cu 5 dansatori și cred că publicul a fost foarte încântat de prestația noastră. Ultima seară a sărbătorii zilelor reghinene l-a avut ca invitat pe nimeni altul decât Smiley. Fanii artistului au cântat fiecare piesă alături de el, iar acesta, la rândul său, a spus despre oamenii din Reghin că sunt frumoși și se bucură că a fost aici. E o foarte mare bucurie să văd că oamenii știu toate piesele, că se bucură când ne văd în concert și cântă împreună cu noi. Și o mare bucurie să venim la Reghin. Ne place mult zona asta și oamenii sunt foarte frumoși, sunt foarte faini. Alți artiști celebri care au cântat pe scena din centrul orașului au fost Connector, Andreea Bănică, Alina Eremia, Pepe, Distinto și Bambi.